Bună ziua, bună ziua, oameni buni! Pregătiți pentru încă o ediție ce sunt convins că o să vă placă. Avem foarte multe lucruri interesante să vă arătăm și vrem să vorbim și despre lucruri care fac parte din viața noastră. Știți cum e, orice despărțire este dificilă. Timpul însă le poate vindeca aproape pe toate. Drept dovadă stă Elena Ionescu, care a trecut și ea printr-o experiență similară. A divorțat după niciun an de la căsătorie, a rămas să crească singură băiețelul, dar ea vrea să vorbească despre toate aceste motive care au stat în spatele acestei căsnicii care n-a mai funcționat și lucrurile care au ajutat-o pe ea să se vindece, să-și vindece rănile. Poate ajută și alte persoane care trec prin situații similare sau au trecut și nu și-au găsit liniștea. Așadar, vorbește despre toate aceste lucruri Elena Ionescu. Hey, S-a schimbat schimbarea. Bună, bine ai venit. Bună, ce faci? Ce să fac? Foarte bine fac. Mă bucur mult foarte că faci foarte bine după... Foarte bine fac. După ceva timp, nu? Da, după sunt, nu știu că sunt deja 2 ani de zile, da. De când nu ne-am văzut, de când au trecut multe. Mi-aduc aminte că tot aici la emisiune am mai povestit despre situația prin care treceai, despre divorț. A fost prima emisiune unde am și lansat piesa pe care am compus-o după divorț, dacă știi. Și într-adevăr am avut un foarte mare impact, foarte mare impact după emisiunea ta, pentru că imediat totul la cald, am plecat în junglă. Și junglă m-am făcut. Adică, și cred că te-au ajutat și mesajele oamenilor care te-au încurajat, ți-au dat energie să mergi mai departe, știi? Foarte câteodată când dai niște lucruri afară din tine și le spui, parcă te simți mai ușurată. Așa e, chiar așa este. Dumnezeu, nu știu, mi-a schimbat viața, ca să spun așa, într-un mod foarte frumos și plăcut, unde m-a făcut să realizez cam care este menirea mea și unde trebuie să ajung și de ce trebuie să trec prin asta și unde mă vindec cel mai bine și cum trec și cum iert și cum multe. O enciclopedie. Haideți să povestim despre toate lucrurile astea, mai ales că sunt mai mult ca sigur persoane care poate trec prin așa ceva, care nu știu cum să gestioneze problema asta. La tine au trecut 2 ani de la divorț. Da, au trecut 2 ani de la divorț. Și în toată această perioadă cred eu că factorul cel mai important care m-a scos din toată treaba asta a fost munca. Munca mult. Atunci când muncești, cred că îți găsești practic liniștea, te refulezi, ca să zic așa, pe lucrurile care îți fac și bine la un moment dat. Dar știi că alții săraci nu mai se pot concentra la muncă din cauza problemelor de genul ăsta. Aveam foarte multe momente și foarte multe nopți în care mă trezeam și nu știam ce să fac. Și mergeam și alergam în spatele casei la vremea respectivă, pentru că stăteam într-o chirie, era destul de greu, abia despărțită cu un cățel pe care îl înfiasem și mi-era greu să-l abandonez și trebuia să-i găsesc și lui un spațiu și era destul de greu într-un apartament. Și m-am mutat la o casă, într-o chirie, unde norocul sau fericirea a fost să am un stadion în spatele ei, unde în fiecare zi, nu-ți exagerez, alergam 5 ture. Adică abia așteptai, 4-5 ture pe abia așteptai zi, să vină ora ca să te eliberezi, să te descarci. Dimineața, acolo, la prima oră, mă duceam și alergam. După făceam tot ce aveam. Simțeam nevoia să fac lucruri productive. Adică să nu mă duc în direcția aia. Știi că este cel mai ușor să arunci pe celălalt atunci. Era imediat după divorț. Da, eram după divorț. Și în general, cu copilul, doar tu cu băiatul. Doar eu cu băiatul, da. Și știi cum e, perioada aia tind să găsești tot timpul greșelile celuilalt, nu ți-asumi nimic, tu ai impresia că totul vine doar dintr-o parte. Nu, ca să ajungi la un divorț sau la o despărțire, ambele părți au greșit undeva la un moment. Că își asumă, că nu poate să-și asume în perioada respectivă, e una, dar când o conștientizează și când trece timpul, abia atunci cred că sufletul se vindecă și reușești tu să te regăsești pe tine. Asta s-a întâmplat în acești 2 ani de zile, 2 ani, da. Bine, cam... Să fiu sinceră, după vreo 5 luni de zile, după ce am plecat acolo și m-am întors acasă, unde, nu știu, am vorbit foarte multe nopți cu Dumnezeu acolo în jungla aia, îmi doream atât de tare să-mi văd copilul. Să înțeleagă lumea că jungla aia este un reality show. Da, un reality, da, unde l-am și din întâmplare afacerii. Ai și câștigat. Sunt și singura femeie care l-a câștigat. Foarte fain. Și, nu știu, Dumnezeu asta îți arată că menirea ta, probabil că, sau greutățile prin care ești menit să trăiești, să le trăiești,
să treci prin ele, practic te duc undeva, dar nu știi niciodată unde te duc. Și uite că Dumnezeu m-a dus într-o direcție în care m-am regăsit foarte mult, am început să apreciez altfel viața după ce m-am întors, valorile, principiile. Mi-e foarte greu să fiu cu oameni astăzi lângă mine. Lângă mine mă refer sufletește, nu sufletește, adică, prieteni am în jurul meu foarte mult. E greu să mai accesezi cineva în viața ta, da, pentru că... Da, pentru că vreau să-l protejez foarte mult pe Răzvănel și să nu-l dezamăgesc, pentru că despre asta e vorba. E foarte ușor să... Dar cu fostul soț mai păstrezi legătura? Da, da, păstrăm și... Pentru că a trecut și... perioada aia în care zi, a fost încrâncenarea asta și acum vorbești cu Dragoș, pentru că exact cum zici tu, poate într-o relație, dacă se ajunge la divorț sau nu funcționează ceva, e pentru că amândoi greșesc. Amândoi, adică, întotdeauna ai impresia că tu ai făcut tot ce trebuie, dar lucrurile stau altfel. Nu, lucrurile întotdeauna sunt împărțite și îmi place să cred că prin înțelepciune ajungi la un moment dat și realizezi lucrurile astea și trebuie să ai, măcar de dragul copilului sau lucrurilor sau momentelor frumoase, trebuie să ai respect față de omul care ai fost. Din toate punctele de vedere, am considerat că am luat tot ce e mai bun din toată relația asta și am rămas cu ce e mai bun. Ai fost căsătorită un an și... Trei ani cu totul. Deci, trei ani de relație, un an de căsnicie. Da, aproape un an de căsnicie. Știi ce mi se pare? Că Dragoș s-a întors practic la fosta lui iubită, nu? Ții minte că atunci și povestea e chestia asta. Da, la vremea respectivă cumva. Da, nu aș vrea să mai trec prin dezbaterea acestui subiect pentru că s-a văzut, a fost cumva... Da, nu... Știu că și atunci spuneai și asta era că el s-a întors la fosta iubită și cred că și asta te macină și mai tare, că zici, bă, de ce te întorci, de unde ai plecat? Nu înțelegi pe moment lucrurile și, repet, tinzi să judeci, să, nu știu, să ajungi să, poate să denigrezi în suflet omul și să nu realizezi că, bă, poate că așa a fost mai bine, pentru mine cel puțin, sau în viață, cred eu că oamenii care trebuie să rămână împreună, rămân. Când trebuie să se separe, la fel, se întâmplă acest inevitabil care mai devreme sau mai târziu îl duce undeva. Și da, se scriau lucruri atunci în ziare, în presă, erau lucruri care erau neadevărate, care te deranjau? Pentru că de foarte multe ori se fac așa tot felul de, Nu mi-amintesc să fi fost. Nu știu, stai să vedem dacă le vedem undeva. Dăm un titlu să-mi amintesc. Nu știu, stai să le vedem, le-au pus colegii din regia de emisie. Uite, coșmar în viața faimoasă Elena Iosescu. Cine a fost înșelată? Solista trupe Mandinga. Au. Da, acum râzi. Deci nu ai cum să... Efectiv, consider că sunt niște titluri care, într-adevăr, la vremea respectivă, da, ca orice divorț monden... Uite, asta ai spus și acum, că nu știai ce trebuia să faci, să te pui pe picioare. Asta era ok. Da, nu știam efectiv, dar... Dar te afectau genul ăsta de materiale care erau toată ziua? Nu e logic să te afecteze după o despărțire, nu e normal. Când iei un om, vrei și la bine și la rău, știi cum e, vrei o familie. Și când totul se propagă atât de repede și tot la fel de repede se și termina, nu știi să reacționezi, suntem oameni și îți dai seama. Ce adevărul motiv pentru care Elena Ionescu a divorțat, cum și-a prins soțul cu amanta. Asta era adevărat 31 mai 2020. Băi, am făcut o piesă, ții minte? Da. Pe care, na, nu mai contează. Na, nici nu vreau, da, nu mai... era adevărat titlul ăsta în 2020, 31 mai. Nu, nu, că el nu a avut o amantă cât timp noi am fost împreună, să ne înțelegem. Faptul că, na, în presă, știi și tu, totul se scrie mult mai pompos și mult mai... Să fie citit un articol. Nu, el a plecat și după ce a plecat s-au întâmplat lucrurile acestea pe care lumea le-a văzut. Dar el nu m-a înșelat în mod efectiv cât a stat cu mine în perioada în care noi am fost împreună. Deci, na, repet, astăzi important totul că este... Vorbiți, da, vorbim, avem o relație foarte frumoasă, civilizată, în care vine, are grijă de Răzvănel, în weekend îl ia, avem timpul... Uite, de exemplu, acum este la el acasă. Și mai mult decât atât, a dus-l tund, adică ne înțelegem foarte bine și poate că face niște sacrificii pe care eu personal la momentul respectiv nu cred că eram conștientă că se putea. Și acum le văd și apreciez foarte mult și de aia spun, am iertat și nu că am iertat, ne-am iertat reciproc, cred eu, am ajuns la o maturitate frumoasă, constructivă, cu înțelepciune de a crește acest copil sau de a încerca să nu-i creăm lui suferință. Că despre că asta e vorba. Că crește, citește pe internet. Exact, și nu e dureros să te gândești că... Da, urmă dintr-o dragoste frumoasă, ești un copil frumos, de care sunt extrem de fericit, pe care îl iubești, pe care, nu știu, e tot ce putea să-mi dea Dumnezeu mai frumos. Dacă ai fi dat timpul înapoi, ai fi făcut lucrurile altfel? Adică crezi că ai fi salvat, că zicea, sau pur și simplu așa a fost să fie? Nu, așa, cred, consider că a fost să fie... L-am pe el, pe Răzvănel, și când spun că l-am, nu știu, simt că sunt cea mai împlinită din punctul ăsta de vedere. Putea fi un alt copil, îl iubeam la fel, nu conta. Ideea e că mă aflu aici și acum ce aș putea să mai fac? Îmi doresc decât să îi pot oferi tot ce are nevoie, să pot să
îi implementez ideea asta de familie, pentru că mi-ar plăcea mult să trăiască într-o familie. Eu am avut întotdeauna părinți împreună și sunt o familistă convinsă. Îmi place să-mi trăiesc viața, să ies peste tot, îmi place ideea de familie, adică întotdeauna am fost o conservatoare pe partea asta. Și singura chestie pe care mi-o doresc în viața mea este să îmi refac la un moment dat, când o vrea Dumnezeu, poate nu știu când va fi, să fiu pregătită, pentru că nu pot să... Vindecată complet, adică sunt să vindecată, poți să accepți pe altcineva. Nu, sunt vindecată, eu sunt super vindecată, dar sunt foarte pretențioasă cu oamenii de lângă mine, pentru că nu pot să fac greșeala de aduce un om să... pe care, nu știu, nu... în care nu văd toate elementele pe care mi le-aș dori sau să-și asume niște lucruri de care eu am nevoie acum, pe care să le aibă. Și atunci n-am cum să zic, să fac încercările astea, greșelile astea pentru el. Nu vreau ca mai târziu lui să-i fie, știi, greu să se atașeze de oamenii de lângă mine. Adică nu i-am creat această oportunitate momentan, pentru că încă n-am simțit că e persoana potrivită. Dar când o să fie, Doamne, ajută să fie. Uite, faptul că poți să vorbești deschisă despre lucrurile astea, cred că te și ajută, cred că te-a și ajutat și cred că îi ajută poate și pe alții care trec prin așa ceva. Spuneai că atunci când ai vorbit prima dată tot aici la emisiune, primeai mesaje de la oameni care te încurajau sau oameni care au trecut prin așa ceva. Da, știi? Sunt foarte multe femei, din păcate, singure, cu care își cresc copiii. Dar nu știu cum să, la cine să apeleze, ce să facă, știi? Da, și de aceea am și... acceptat un proiect foarte frumos după ce m-am întors și am stat cu copilul meu mai mult timp, un reality show de parenting, din care tocmai ce am ieșit și din acest motiv am zis că vreau să-l continui, pentru că foarte mulți m-au susținut și în această direcție, văzând cum îl cresc pe Răzvanel singură, care sunt activitățile noastre, ce încerc eu să implementez. Nu sunt cea mai bună mamă, nu sunt o mamă perfectă. Pur și simplu nu sunt în măsură să dau sfaturi cuiva, dar pot să arăt cam care este mediul sau modul meu de a-mi crește copilul. Și se pare că a funcționat foarte bine, astfel încât după două sezoane am zis să ne facem și noi propriul nostru reality pe online. Foarte frumos. Pe Elena Ionescu Oficial, e un canal de YouTube pe care l-am deschis acum mai mult ca niciodată. Aveam vreo 50 de subscriber, vă aștept acolo. Și am dat Real Life by Elena Ionescu. Vreau să fac și un proiect de copii. Să vedem, cu ajutorul Dumnezeu le facem pe toate, cum să zic. Eu mă bucur foarte mult și sper din toată inima să ți se îndeplinească toate lucrurile, exact Doamne cum ce mai devreme, să găsești și persoana aia care să vină lângă tine, așa cum îți dorești și să funcționeze toate. Doamne ajută, când e să vină, vine, Cătălin, crede-mă, nu e că știi, dai la o parte, intră pe geam. Dar tu, în perioada asta, ai făcut și terapie? Sau, nu. Că de asta zic, că sunt multe persoane care... Știi cum e, nu reușesc să scape. Tu... Am făcut cea mai mare și cea mai grea terapie, școala vieții. Sport, sport și credință. Da, credință și... Muncă multă. Muncă multă și cel mai important este să faci lucrurile care îți plac în perioada în care dai o suferință sau să ai ocazia să vorbești mai mult cu tine și cu Dumnezeu. Asta este regula din punctul meu. În acea junglă, frumoasă, de altfel, unde trăiam atât de greu și era totul atât de, nu știu, prețios, când mă gândeam acasă, ce am acasă și nu mai puteam să, nu aveam acces, am realizat că du-te 3 zile într-un loc sălbatic, du-te fără nimic, o să vezi că se face dor de cei dragi, o să vezi că atunci când ai mâncare, ți-ai dori să mănânci mâncarea care tu o arunci după ce te saturi și alții poate tânjesc după ea ca în țările alea unde se țin misiunile astea. Și vezi oameni reali care trăiesc așa, o să schimbi un pic valorile și o să vezi că parcă trăiești altfel și parcă nu te mai superi pentru lucrurile astea. Te superi și ești trist pentru un om care nu are o mână, nu are un picior, nu un om care are de toate, că noi știi avem de toate. Elena, noi avem de toate. Când suntem sănătoși, niciodată nu ne gândim că putem să pățim ceva. Așa e, așa e, când din păcate. Când avem din păcate. Ce să mâncăm, cum zici, niciodată nu gândești că o să fie o zi când poate nu ai. De aceea așa trebuie, suntem noi o arămată ca oameni de asta. Câteodată construiți, din păcate. Din păcate, da. Prețuim lucrurile atunci când rămânem fără ele. Exact. Atunci când le avem, ni se pare că e normal să le avem și că nu e nimic greșit în asta. Da, să ne bucurăm de tot ce avem lângă noi, ca să cel mai important, de familia noastră, de oameni, de tot ce înseamnă cei care ne iubesc sau care sunt aproape de noi. Că până la urmă, despre asta e viața. Omul e cel mai important. Lucrurile materiale, colaterale ce sunt, trec și lasă. Eu mulțumesc mult de că ai venit pe la noi și că ești așa deschisă, iar oamenii pot să te caute, cum spuneai mai devreme, Elena Ionescu pe Instagram, dar pe canalul de YouTube acolo. Elena unde... Ionescu Oficial, Real Life by Elena Ionescu. Da. Așa, să fie pe YouTube, cât mai mulți abonați și să înțeleagă cum viața asta poate să continue și după ce, practic, ai divorțat și mergi pe un alt drum. Da.
Este o viață foarte frumoasă. Mulțumesc din suflet. Eu îți mulțumesc mult că ai venit și poate știi cum e. Fiecare poveste, fiecare lucru spus aici ajută și alte persoane care își caută, cum să zic, speranța sau să se agățe de așa ceva, știi? Adevărat, sunt persoane care poate să uită acum și zic, bă, dacă Elena a putut, pot și eu, mă, de ce nu? Întotdeauna, nu există nu pot, decât nu vreau. Asta e regula pe care o iau așa foarte mult în considerare și mă ghidez pe ea. Nu există nu pot, e doar nu vreau. Și întotdeauna găsește-ți energia bună să faci lucruri bune, fii un om bun. Fă lucruri frumoase, nu păstra ranchiună, răutate, astea ne încarcă, se văd pe față. Hai să fim fericiți, să fim bucuroși că a intrat în carantină Timișoara, am văzut acum la radio. Da, Timișoara în carantină, am citit pe o roză, am văzut că pentru a doua oară COVID și... O, Doamne! Da, și-a postat testul pe Instagram, sănătate, Teo Roz, ne-e foarte dragă, Teo Roz, și poate reușim să o găsim, să-i spunem așa, sănătate, dacă nu, puteți să-i lăsați mesaje pe Instagram, Teo Roz a doua oară cu COVID. A mai avut în noiembrie și acum a postat un test. Adică... Of, da, sănătate multă tuturor și se repetă istoria, știi, ca anul trecut. Teo Roz, sănătate multă îți dorim.